Unele explorări sunt ca o partidă de Baba Warba. Neavând nici măcar o brumă de informații la dispoziție despre anumite locuri, te trezești în situația de orbecăi sperând că vei avea noroc. Asta s-a întâmplat cu noi în acest episod, în care am avut de-a face și cu poliția. Am venit într-un loc pe care l-am depistat de la șosea și de multă vreme am tot trecut noi pe aici și voiam să-l vedem. O fi vreun fost conac cu vreun restaurant, cred că mai degrabă restaurant, și am găsit această barcă frumoasă. Nu mă așteptam să găsim chiar o barcă aici. Aici era... claxonul. Și? Bateria, combustibilul. Da. Interesant. Opa! De ce a fost ăsta? Dar ce-o fi fost de avem genul ăsta de afișe? Ce-o fi fost aici? Sunetul cicadelor este înnebunitor și un tank de-ar fi în spatele nostru și tot nu l-am auzit. Aici pare a fi funcționat o firmă de tâmplărie și PVC, dar simțim în aer că locul ascunde câteva surprize. Uite, aici e un cântar. Aici e un cântar. Un cântar? Mare, da, ia uite. Un cântar foarte frumos. Ce avem aici? Un fost atelier de artă populară din perioada comunistă. Ce este asta? Război de țesut? Da, și cu ăla de acolo. Ah, ia uite, mă, ce frumos sunt, război de țesut. Tragi niște poze. Da, noi am găsit un război de țesut. Băi, de nu arată suplenie. De mață. Sau doar suport, doar suport. Da, da, da. E plină. Ia uite-te. Ți amintești asta de plastic? Da, mi amintește de ceva, dar nu zice, mă, că ce? Când l-am făcut de tot. Ce-a făcut tot pentru din războiul de tot pe ceva. Da. Bun. Nu seama toată chestia asta era făcută din... Ce țin lumină? Nu mai am mâini. Nu mai am mâini să țin? Bagă-ți asta în buzunar. E rânce. Asta? Nu, dar uite, avem o bucată foarte mare. Ia vină cu așa. Uite, avem acel cartan. Care, care? La care? Asta. Acesta-i codul. Asta-i. Cel mai probabil, acesta era sulul urzitor. Nu am idei din ce an sunt astea aici, dar sunt foarte vechi.
engine, mamă, ne rupă și aici. Sunt foarte vechi. Ce este o mașină? Da, e și o mașină dezmembrată. Și aici sunt piese, boră. Se trebuie la războiul de țesut? Da, mă, ia uite de fusuri erau. Ce frumoasă. De când sunt astea aici? 95. Făceau așa, broboadă. Broboada Mimoza. Baticul Sanda. Centralizat. Broboada Victoria. Centralizat. Foarte Baticul Sanda. Tot Baticul Sanda și Broboada Victoria. Și asta este de bucăți. Broboada Mimoza, da. Deci astea erau piesele de rezistență. Deci. Asta scoală. Opa! Uite asta, pacul ăla, sau cum se cheamă? Nu știu. Știi că pe ăsta îl băgai. Da, ia, ține-l așa să-l filmez mai bine. Hai că vedem, noi căutăm. Uite, întreprinderea de producție industrială, Consiliul Popular al Municipiului București. Fii atent că aici avem piese de muzeu. Consiliul Popular? Uite asta, tata, Consiliul Popular. Uite. Și avem aici articol, fular. Dincolo de acest gard se întind rămășițele unei foste unități militare. Mai exact, această pădure camufla cândva mai multe depozite de muniții. De ce ne aflăm aici? Fiindcă se zice că ar exista un tunel subteran în care ar fi fost stocate rachete în războiul rece. Cât indică barometrul speranței noastre că vom găsi tunelul sau că acesta există cu adevărat? Cam 5%. O bucățică de perdea. Așa, puțin staul pe aici. Dar nu pe aici este... Nu pe aici este intrarea. Trebuie să mergem pe altă parte. Plantul. Uite, putem și pe aici. Aici, și-au făcut ei intrări. Știind cum procedează armata când își dezafectează clădirile, nu ne așteptăm să mai găsim absolut nimic înăuntru. Ah, frate, cred că au jumulit tot. Dar ai văzut că pe hartă nu mai arată că mai sunt diverse chestii prin curte. Băi, nimic, da. nici un afiș, nimic. Mă, nimic este aici. Nu putem să ne permitem luxul de a visa la... bazele din fostul pațiu sovietic. Hai, uite saltea. Frumoasă intrare pe saltea. Avem și o masă, sau ce e? Masă pliantă. Ia uite-te, Ionis, ce este? Ah, e o bucată de pat. Ia uite câtă lână. Ulala, ce e aici, mă? Se pare că ciobanii au transformat clădirea, care aparține acum primăriei, în cartierul lor general. Tot ce a rămas aici este doar această tencuială cu pictura asta care imită scoarța de copac. Așa pare, nu? Scoarța de copac. În mod absurd, continuăm să căutăm inexistentul tunel. Sau dacă există, a fost de mult surpat și îngropat. Hai că am găsit un bazin, probabil. Vede pe hartă o pată cu verde. Crezi noi că e o poieniță, dar de fapt e un bazin. Da. Bazin. Bazin Ionut sau tunel inundat? Nu știu.
Pornim spre a doua fostă bază militară pe care o avem pe listă, dosită tot într-o pădure. De data asta, căutăm instalațiile unui divizion de rachete antiaeriene. Da, nu cred că pare să fie ceva. Ah, coboară încolo. Coboară, după cum e delimitat terenul. Era un acolo fumat într-o mașină. S-a uitat pe telefon, că dacă s-a uitat... Vedea. Da, eu m-a uitat la punctul ăsta de control. Că la fel. Da. Mă, deci... N-a fost atât. Deci se pare e păzit. Mama, măsi. Bun, și dacă tot nu am reușit să intrăm din cauza pazei, măcar să nu fi venit degeaba până aici, așa că eu nu-ți va trimite acum drona. Să vedem cam cum arăta baza asta. Se presupune că ar trebui să mai existe acum și fostele silozuri de rachete. Locul a fost cumpărat de primărie, e clar că nu mai aparține MAPN-ului. Paznicul pe care l-a văzut eu nu se părea a fi îmbrăcat în civil. Pe drum ne-am întâlnit cu un câine ciobănesc, uriaș, care se pare că era câinele locului, deci am fost norocoși că n-am dat nas în nas cu el. Suntem siguri că se mai ascunde ceva interesant în pădurea asta. Vom reveni. Pe drum am observat un părculeț vintage comunist. E de fapt un loc de picnic. Așa, dar avem leagăne clasice, cum nu mai găsești. Ia uitați-vă ce frumusețe aici. Ha? Da, mamă, sunt splendide astea. Da. Uite ce frumos. Mamă, frate, cât are tarantul ăsta. Ia uite ce frumos este. Știi cum ne dădeam pasta? În picioare. În picioare, normal. Mamă, ce hidoșenii. Uite ce zice. Abonați-vă la niște unii. Asta zice, nu? Da. Uite, mă, și cum se spune, decay. Uite ce decay. Da. Hai că arată superb ăsta. Uite, mă, dacă faci, Ionuț, dacă faci o poză de aici, zici că sunt vederile alea, nu? Vederile alea de pe care găseai la birou de turism local. Da. A patra destinație a zilei ne așteaptă eviscerată, ca după un atac aerian, lângă unul dintre cele mai periculoase cartiere țigănești din România. Bun, acolo a fost misiunea eșuată, însă aici am ajuns într-un... Doamne Dumnezeu, este un imperiu post-apocaliptic, aici se dărâmă la greu în zona asta. Arată exact ca după bombardament aici. Ia uitați-vă la asta cum arată. Aici se reparau cândva vagoane feroviare de marfă și încă se mai repară. În prezent, rătăcită printre demolările din jur, mai funcționează ocazional doar o hală. Da, sunt ultimele zile ale platformei. Aia verde este. Uite, poștile. Aici a fost, cred că... A fost statul major al apărării civile aici. Bun, deci, ce vedeți aici? Cred că ține de... Asta era de statul major al apărării civile. Am avut băști acolo, are gărzilor patriotice, are afară. Și acum o să vedeți aici o tonă de mâși de gaze. Uite, vezi? Avem și avem furtunul de pompieri. Nu știu ce conțin săculețile.
Și aici avem măștile de gaz. Uite, pluse pentru degazificare, vezi? Reveria noastră durează puțin, căci, pe nesimțite, apare patronul și, plin de nervi, cheamă poliția. Din fericire însă, după ce îi explicăm că nu suntem hoți de fier vechi, ci că facem urbex și arătăm canalul nostru, acesta se calmează. Mai mult, ajunge chiar să ne ofere un tur al locului, cu condiția să nu filmăm. Numai că noi filmăm. Din cauza situației, secvențele pe care le veți vedea în continuare vor avea anumite carențe. Cât privește poliția, rar ne-a fost dat să întâlnim polițiști atât de înțelegători. Jos pălăria pentru ei! Pornim spre casă frânți de oboseal. Nimic nu se compară cu somnul de fosilă de la capătul unei zile lungi și generoase în materie de capcane.